Astăzi aș vrea să vorbesc despre un subiect pe care de multe ori preferăm să-l evităm, și anume rugăciunea și relația ei cu despăgubirea. Atunci când vorbim despre rugăciune, deseori ne gândim doar ca la o relație pe verticală cu Dumnezeu, la comunicarea noastră cu El. Dar în realitate rugăciunea nu implică doar a avea o relație corectă cu Dumnezeu, ci și a avea o relație corectă cu cei din jur. Când Domnul Iisus și-a învățat ucenicii cum să se roage, le-a spus că dacă unul dintre ei are ceva împotriva unui frate în Hristos, acesta trebuie să-și lase mai întâi darul la altar și să meargă să se împace cu fratele său și apoi să-și aducă darul la altar. Domnul Iisus le-a spus că există o legătură foarte strânsă între puterea în rugăciune și relația cu cei din jur. El a explicat că rugăciunea nu are doar o latură verticală, ci și una orizontală. Iar dacă studiem mai bine marile treziri spirituale, vom observa că despăgubirea a fost o parte integrantă a trezirilor. Despăgubirea era modul practic în care cineva care păcătuia împotriva aproapelui se ducea și se împăca cu acea persoană. De exemplu, acum câteva sute de ani, când a avut loc o trezire în Irlanda, Dumnezeu a lucrat într-un mod uimitor, prin faptul că a avut loc o mare despăgubire națională. Erau depozite întregi care s-au umplut cu lucrurile furate pe care oamenii treziți le aduceau înapoi. Duhul Sfânt i-a convins de păcatul lor pe oamenii aceștia. Chiar și eu vă pot mărturisi că în timpul facultății am făcut mai multe lucruri greșite, fără să știe profesorii mei. De fapt, nimeni nu știa ce făcusem, dar Dumnezeu știa și m-a mustrat imediat. Am încercat să mă rog, dar nu am avut nicio putere, iar Dumnezeu mi-a părut foarte distant. În cele din urmă, Dumnezeu mi-a vorbit și mi-a zis: Sami, trebuie să mergi la unul dintre profesori și să mărturisești tot ce ai făcut. Vai, și cât de mult m-am mai frământat. Până la urmă i-am spus Domnului: Doamne, te doresc pe tine mai mult decât orice pe lumea aceasta. Și am mers la profesor și am mărturisit ce am făcut. Și el mi-a zis: ești iertat, dragule. Atunci am fost atât de încântat încât m-am dus imediat să caut fața lui Dumnezeu, iar prezența sa mi-a umplut inima și m-a înviorat. Ei bine, nu putem avea o relație bună cu Dumnezeu dacă nu ne păstrăm curăția în relațiile cu cei din jurul nostru. Dacă dorim să avem putere în rugăciune, avem nevoie să despăgubim pe cei cărora le-am greșit. Trebuie să ne împăcăm cu cei cărora le-am greșit. Așadar, cere-i lui Dumnezeu să-ți cerceteze inima și să-ți arate orice și oricui ai greșit. Apoi mergi și împacă-te cu aproapele tău și fii atent la Dumnezeu cum îți va răspunde la rugăciunile tale făcute în ascuns.